Slavă lui Iisus! Revin la întrebările de dimineață și doar le număr pe scurt și eu îmi doresc ca în timpul care ne-a rămas să răspundem la parte din ele și pentru restul, pentru că răspuns la toate întrebările nu l-are niciun pământean și de multe ori nici nu ne trebuie chiar la toate întrebările răspuns. De ce există atâtea religii în lume? De ce sunt atâtea credințe? De ce atâtea biserici? De ce nu putem avea părtășie cu toate? Cum putem discerne părtășia adevărată? Adică dacă vrem să alegem biserica ce o frecventăm, religia care considerăm noi că este adevărată, ce ar trebui să facem, ce ar trebui să urmărim? Ce se întâmplă dacă nu avem părtășie? Dacă spunem, n-am nevoie de religie, n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de nimic, eu și Dumnezeu și atât. Care sunt beneficiile ce derivă din părtășie? Și fratele Iulian a explicat câteva din beneficiile părtășiei frățești. Și mai am o întrebare, la asta cred că toți aveți răspuns, dar o întreb. Există din 7 miliarde de oameni care trăiesc actualmente pe pământ măcar 2 persoane perfect identice? Pentru că părtășie înseamnă lucruri care le ai în comun și cu cât ai mai multe lucruri în comun, cu atât poți să discuți cu cineva. Când te căsătorești, cauți o persoană cu care să ai puncte în comun și cu cât sunt mai multe puncte în comun, cu atât e mai simplu. Dacă într-o familie, dacă între o fată și un băiat există numai puncte de vedere diferite, totul e diferit, va fi foarte greu să se căsătorească, să ducă înainte o căsnicie. Dacă într-o biserică toate punctele de vedere sunt diferite, tot e diferit și mai multe sunt, sau mai lungă e lista cu lucrurile în care gândim diferit, nu se va crea părtășie. Dar revin la întrebare, există măcar 2 persoane perfect identice să gândească la fel, să fie totul la fel? Nu există. Și totuși Dumnezeu ne îndrumă spre părtășie și să nu facem din diferențe o problemă, adică să spunem, eu gândesc diferit, deci plec. Eu aș vrea ca răspuns să vă împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu cam ceea ce ar trebui să împărtășim noi, adică ce ar trebui să avem în comun. Care sunt lucrurile comune, care ar trebui să fie punctele comune, ce ar trebui să ne unească? Și asta trebuie să urmărim mereu. Și vreau să fiu foarte scurt, pentru că sunt 12 lucruri de care spun. În primul rând, Dumnezeu. Atâtea religii, dar Dumnezeu poate fi diferit. Dumnezeul musulmanilor arată altfel. Dumnezeul hindușilor arată altfel. Și așa mai departe, putem continua lista. Noi, ca și biserică, promovăm un Dumnezeu al lui Israel, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Este Dumnezeul lui Israel. Acesta este Dumnezeul care îl avem. De aceea când cauți părtășie frățească, pleci de la primul lucru. Cine-i Dumnezeul tău? Apoi, credință și doctrină, dacă vreți. Adică avem același crez, da, Dumnezeu, noi vorbim de Dumnezeu, dar mormonii cred într-un fel și ei se declară creștini. Martorii lui Jehova spun altceva despre Iisus, că El nu este Fiul lui Dumnezeu. Nu cred în divinitatea Lui. Și multe alte lucruri legate de Dumnezeu, de biserică și de multe aspecte. Eu foarte pe scurt vreau să vă spun că noi susținem și adoptăm crezul de la Niceea. Noi credem în Dumnezeu, în Sfânta Trăime, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi credem că Iisus Hristos a fost om născut din Fecioara Maria, a murit, a înviat, s-a ridicat la Tatăl, nu a venit încă, cum au afirmat martorii Jehova sau alții și alții, nu a venit, îl așteptăm să vină. Credem că există rai, El ne va duce pe noi în rai și credem că există iad, există pedeapsă veșnică. Adventiștii nu cred în iad. Și mulți alții. Și e important să pui linia asta, să vezi care sunt lucrurile, care sunt principiile care stau la bază atunci când trebuie să te orientezi, să vezi cu cine poți avea părtășie. Pentru că dacă te duci la credință, la o doctrină fundamentală
și te împrietenezi și o spui, am părtășie, la un moment dat te vei trezi în altă parte. Apoi, al treilea lucru, valorile morale. Ce valori morale susține o comunitate, un grup? Astăzi, în lumea modernă, se vorbește foarte mult de valorile pro-familie sau valorile LGBT, adică acea comunitate a gaylor, homosexuali și așa mai departe. Valorile morale sunt călcate în picioare. Postmodernismul spune că nu mai sunt valori absolute, sunt valori relative. Adică totul se schimbă în funcție de cum gândește omul, cum evoluează și așa mai departe, și că de fapt nu există o etică. Ea este precătoare, ea este flexibilă, o poți modela și nu putem avea limite. Omul trebuie să fie liber, să facă ce vrea, fiecare cum gândește și așa mai departe. Noi ca valori morale promovăm valorile familiei, sacralitatea familiei, valorile etice ale Scripturii, respectul, evlavia, decența. Și sunt multe valori pe care noi le împărtășim, valori biblice. Și dacă vrem să avem părtășie, noi trebuie să ne însușim aceste valori, să le luăm, să spunem, da, acestea sunt ale noastre și sunt în comun. Și cine nu împărtășește aceste valori și împărtășește alte non-valori, că nu le poți numi valori, nu poți avea părtășie cu astfel de oameni. Pavel, la un moment dat, spune cu un anumit grup de oameni, nici măcar să stați la masă. Chiar dacă zice frate, el spune că e creștin, el poate spune că e pastor, dar are alte orientări sexuale. Principii de viață. Un alt punct comun, dacă avem aceleași principii de viață, altruismul, s-a vorbit despre altruism. Biserica primară asta avea, a scos egoismul din vocabular, din dicționar. Fiecare trăia pentru alții, fiecare dorea să ajute pe alții. Nu sunt doar eu, individualist, doar eu vin, eu mă bucur, eu ce beneficiez, eu ce câștig și cu Dumnezeu, dar fiecare își vedea de drumul lui, spune Scriptura. Iisus a venit ca să ne ia fiecare care își vedea de drumul lui, să ne spună că noi mergem pe un drum împreună. Nu mai sunt eu, suntem noi. Asta e comunitatea, asta e părtășia. Egoismul spune, sunt eu. Eu dacă sunt fericit, eu dacă sunt bine, eu dacă sunt ajutat, eu dacă sunt în centrul atenției, bine. Dacă nu, gata, s-a terminat. Hristos spune, El n-a venit pentru mine. Și vreau să vă spun că există un alt principiu de viață, alții sau noi. Nu mai sunt eu, suntem noi. Și Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc pentru că unde sunt eu, vreau să fiți și voi și suntem noi. Și asta înseamnă biserică, asta înseamnă părtășie. Noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spiritul acesta de comunitate, spiritul comunitar, suntem o biserică, suntem o familie unită. Nu sunt doar eu. Apoi să împărtășești aceleași convingeri. Eu fac diferență între credință, doctrină și convingere. Convingere, de exemplu, este Dumnezeu în seara asta aici sau nu este? Asta trebuie să fie o convingere personală. Vorbește Dumnezeu în seara aceasta? Dacă se ridică un frate, un proroc, vorbește sau nu? Eu n-am de unde să spun, unii spun foarte ușor. Nu, trebuie convingerea aceea. O avem sau nu? Și de aceea de multe ori în biserică apar probleme și se rupe părtășia pentru că oamenii nu mai au convingerea că Dumnezeu vorbește de aici. Oamenii nu mai au convingerea că cine prorocește, vorbește din partea lui Dumnezeu și spun, lasă că s-au ridicat și alții. Și el are crezul, el are Biblia, el are același Dumnezeu, dar nu mai are convingerea și e foarte greu. Un astfel de om nu va rezista mult. Și de fapt vedem oameni care nu rezistă mult, pentru că nu împărtășesc aceleași convingeri. La un moment dat Ioan spunea, au plecat pentru că nu erau dintre ai noștri. Nu împărtășeau aceleași convingeri. Apoi vorbim de identitate, trebuie să împărtășim aceeași identitate. Dacă luăm Psalmul 133, vedem acolo, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații. Când spui frați, spui același sânge, spui același tată, spui aceeași identitate, aceeași familie. Asta e părtășia bisericii. Eu nu sunt mai bun decât alții, eu nu sunt superior altora, eu sunt un frate ca și ceilalți.
Și identitatea aceasta de copil al lui Dumnezeu, de frați duhovnicești, o identitate duhovnicească. Spuneam de dimineață, când ești născut din nou, te-ai născut din Dumnezeu, aparții lui Dumnezeu, intri în poporul lui Dumnezeu, intri în familia lui Dumnezeu, numai prin naștere poți să devii. Apoi, părtășie frățească înseamnă să împărtășești aceleași emoții. S-a citit în Corinteni, când suferă un mădular, tot trupul suferă, toate mădularele suferă. Plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dacă cineva plânge, cineva a trecut printr-o, este în spital, este în suferință, cineva este în necaz, este într-o lipsă, tu atunci te bucuri, așa-i trebuie. Da, Doamne, slavă ție că pedepsești. Vreau să spun eu o problemă acolo. Pavel spunea, cine dintre voi să păcătuiască, iar eu să nu ard. Cum adică eu să mă bucur că cineva e la spital? Eu să mă bucur că cineva a avut un accident? Eu să mă bucur că cineva trece printr-un necaz, printr-o lipsă, să spun slavă Domnului? Dacă eu caut părtășia frățească, dacă eu fac parte dintr-o familie, când cineva plânge, eu trebuie să plâng împreună cu el. Asta înseamnă părtășie. Plângeți cu cei ce plâng. Apoi când cineva se bucură, dacă unul are un salar mai mare, de ce să fiu eu invidios? Eu trebuie să mă bucur împreună cu el. Dacă unul își ia o mașină nouă, de ce să mă bucur împreună cu el? Slavă Domnului, să-și ia toți mașini noi. Să-i binecuvânteze Domnul pe toți. Dacă cineva își cumpără o casă mai mare sau mai frumoasă ca mea, de ce să fiu eu invidios? Eu trebuie să mă bucur de ei. Dumnezeu să-i binecuvânteze, tot să fie mai bine și mai bine. Și eu trebuie să mă bucur când un frate de-al meu, când un român de-al meu face o realizare, are un succes în ceva, realizează ceva. De ce să fiu eu invidios dacă eu sunt cu adevărat parte din familie, parte dintr-o comunitate? Eu mă voi bucura cu cel ce se bucură. Împărtășesc acelea simțăminte, le spunea Pavel. Să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, adică să ai aceleași emoții, aceleași sentimente. Dar părtășia înseamnă și să împărtășești aceleași idealuri. Ne gândim la idealuri. Unitatea bisericii, desăvârșirea noastră. Faptul că va fi ceva dincolo, chiar pe pământul acesta, avem anumite idealuri. Și e important să le avem, aceste idealuri. Niște deziderate ale vieții, dacă vreți, să dorim să fim mai buni, să fim mai uniți, să fim mai prosperi chiar, ca biserică să crește mai mult. Există niște idealuri și când le împărtășește asta, adică tot simtim asta, asta înseamnă că atunci când ai un ideal, deja urmărești, faci ceva, ești de acord. Când ai un ideal, unii pagă bețe în roate. Pentru că ei nu vor carul să ajungă acolo, că asta înseamnă ideal, o țintă. Și cine nu vrea, pune frână, bagă bețe în roate, numai să nu meargă, nici nu se bucură. Dacă vede că merge înainte, el spune, nu, că eu mă gândeam la altceva, că am spus altceva, că va fi totul de râpă, că într-un an biserica se închide. Și omul nu-i bucuros dacă vede că merge mai departe. De ce? Că nu împărtășește aceleași idealuri. Nu are aceeași țintă. Apoi vorbesc despre împărtășirea proiectelor. Sunt anumite proiecte, dacă vreți, dacă vorbim de misiune, de evanghelizare, de proiecte ale bisericii, proiecte sociale. Dacă ai aceleași proiecte, le împărtășești, mergi înainte, ai aceeași viziune, contează foarte mult. Oamenii care n-au împărtășit proiectele bisericii, fie că ne-am dus într-un loc sau în altul, oamenii care n-au participat la proiectele bisericii, oamenii aceștia nu merg împreună, nu sunt parte, mereu parcă se simt deoparte, ori n-au rezistat și au plecat, ori sunt, dar nu sunt. Pentru că nu pun umărul. Este un proiect al bisericii, avem proiecte de misiune, avem proiecte de evangelizare, avem diferite proiecte la nivelul bisericii. Fie că vorbim de formații, de lucrări care le facem cu copiii, școala duminicală și multe alte proiecte. Când participi la aceste proiecte, te simți parte, împărtășești proiectul acesta, contribui cu ceva. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, poate peste câtva timp va trebui să cumpărăm acest local și noi putem numi acest un proiect al bisericii. Cine împărtășește asta va pune umărul, cine nu, o să sune în stânga și în dreapta, nu dați bani, lasă că... Cine împărtășește proiectele,
va fi parte și va fi mult mai ușor pe el, pentru el să se integreze. Cine nu le împărtășește, încet, încet se izolează, pentru că asta înseamnă părtășie. Părtășie, și fratele Iulian a început foarte bine legat de părtășie, ce înseamnă părtășie, dar acum vă spun eu contrariul la ce a spus el, nu că nu-s de acord cu el, dar să înțelegem ce înseamnă părtășia. El spunea despre acei creștini care s-au adunat la o cafea vorbind despre bursă, despre filme, despre altele. Dar ne imaginăm altceva. Niște creștini care vin la adunare, intră în adunare, se pun pe genunchi, se roagă, cântă o cântare, ea se pun pe genunchi, ascultă o predică, se roagă și apoi ies afară. Nu știu cum îl cheamă pe vecinul de alături, nu știu câți ani are, nu știe câți copii are, nu știe de unde vine, nu știe de unde pleacă, nu știe ce meserie are și nu știe absolut nimic, dar are părtășie. Și acum pun și eu întrebarea lui Iulian. Au acești creștini părtășie? Pentru faptul că au venit la biserică, au cântat o cântare, au făcut o rugăciune, au ascultat o predică, s-au dus acasă, au părtășie? Adică părtășia înseamnă numai asta? De ce trebuie să fim foarte înțelepți în a înțelege câteva aspecte? Și anume că părtășia, nu putem, Pavel spunea la un moment dat, nu poți să desparți sufletul și duhul, trupul, nu poți, pentru că sunt entități care compun ființa umană. Și nu poți separa sufletul de duh, nu poți separa trupul. La un moment dat Pavel spunea, întâi vine ce este firesc și apoi ce este duhovnicesc. Adică dacă eu nu te știu, nu știu nici măcar cum te cheamă, mă apuc să-ți dau sfaturi spirituale, să-ți fiu mentor spiritual, dar eu nu știu, nici nu știu cum te cheamă, tu nici nu știi bine cum mă cheamă. De aceea, în cadrul părtășiei, neapărat intră și latura acesta. Eu mă bucur că biserica noastră de multe ori o dau ca și exemplu, de aceea am și lăsat locul mai mare în spate. Sunt biserici în, unde mă duc, biserici românești, că mai mult acolo plec, mă duc în România, dacă sunt la Amvon, eu n-apuc, de multe ori le spun păstorilor, scuzați-mă, nu stau de vorbă cu voi acum, că cu voi mai stau de vorbă. Dar lăsați-mă să plec repede, dacă vreau să mai salut pe cineva, trebuie să fug repede la ușă. Zici că a dat bomba. Imediat, deci n-apuci să ajungi la ușă, deja biserica e goală, au plecat fiecare, care încotro. Și eu vin cu întrebare, este asta părtășie? Când oamenii, după ce s-a terminat rugăciunea, s-a terminat slujba, fiecare își vedea de drumul lui, dar el a venit la părtășie și a avut părtășie. Dar nu stă de vorbă cu vecinul lui, te văd nou, te văd nouă în biserică, de unde vii, cine ești, asta înseamnă și asta înseamnă părtășie. Eu nu spun că trebuie să le excludem, nu, noi avem nevoie și de rugăciune și de cântare și să venim la biserică, dar nu numai asta înseamnă părtășie. Părtășie înseamnă, da, și să bei o cafea împreună, înseamnă și să mergi într-un timp liber, părtășia bisericii înseamnă și să facem o excursie, să facem o masă împreună, să stăm la masă împreună, și asta înseamnă, și asta, nu doar asta. Ele nu trebuie să se excludă una pe alta. Adică nu doar la nivel spiritual, duhovnicesc, nu doar când vorbim de Dumnezeu se creează părtășia. Noi trebuie să-L avem pe Dumnezeu în toate relațiile noastre, principiile lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L avem pe Dumnezeu în centrul discuțiilor noastre. Dar dacă e vorba de numele tău, dacă e vorba de un hobby, dacă e vorba de altceva, dacă e vorba de pasiuni, ca să le numesc așa, un timp liber, o excursie, o ieșire, dar trebuie să fii foarte atent și aici, pentru că revin la întrebare, că aici trebuie să vezi prietenia cu lumea sau prietenia cu oamenii din biserică. Pentru că, din păcate, cunosc și familii care duminica sunt doar prin excursii. Și dacă ai neșansa să te împrietenești cu astfel de familie, te-ai distrus. Unul care când îl vezi, când e la munte, când e la mare, când e în plimbare, când e în piață, când e la odihnă, când e la tratament, când e la nu știu unde, și numai la biserică noi, dacă vine și el din an în Paște. Dar el se numește creștin. Și de aceea când te gândești la părtășie, uită-te, împărtășește chiar pasiunile. Dacă ai o pasiune, dacă el e cu pescar aici, slavă Domnului, că n-avem. Dar sunt multe biserici care au problema asta cu pescuitul, cu vânatul și se duc săptămânile că nu mai vede nimeni. Nici soția și nici copiii. Da, e pasiune, dar ce se întâmplă după? Ceva care îți mănâncă timpul, ceva care te depărtează de familie, ceva care te depărtează de Dumnezeu. Și unii au tot felul de pasiuni din astea absurde.
Nu-i rău să ai niște pasiuni, să ai niște hobby-uri, dar să ai grijă asta să nu se interpună între tine și soția ta, între tine și copiii tăi, între tine și biserică, nu duminica. Timp liber în alte împrejurări și în alte circumstanțe, dar continui și spun că noi trebuie să împărtășim și acțiuni comune ca acestea, rugăciunea, cântarea, postul. Pentru că, spuneam și dimineața, e foarte importantă rugăciunea împreună. Când se roagă cineva pentru tine, când ai cu cine să te rogi, să te unești în rugăciune, când Estera cu Mardoheu s-au unit, când au unit tot poporul lui Dumnezeu și a spus fiecare să se unească și au făcut o unitate deosebită, Dumnezeu a făcut minuni. Și Dumnezeu face minuni și de asta noi astăzi vorbim despre rugăciune, cheia părtășiei, că prin rugăciune, când se adună, și aveam de gând să vorbesc mai mult despre rugăciune ca și focalizare, știți, laserul se folosește astăzi foarte mult, se va folosi din ce în ce mai mult, că este un instrument deosebit. Dar pe scurt, ce înseamnă laserul? Laserul are niște fascicule de lumină, care sunt îndreptate toate în același punct, chiar dacă provin din direcții diferite. Și toate țintesc, dacă ar fi microfonul, toate țintesc acolo. Și cu cât sunt mai multe, cu atât e mai puternic impactul. Și e doar lumină, e doar unda, e un fascicol doar. Dar face lucruri extraordinare cu cât sunt mai multe. Dar dacă unul se duce acolo, unul înainte, altul ia stânga, altul ia dreapta, nu se întâmplă nimic. Poate se întâmplă mai rău decât ar trebui. Însă ce important este focusul, adică ținta, unde toți când țintesc același lucru, acolo se realizează lucruri extraordinare. Asta e rugăciunea. Când Petru era închis, biserica nu se mai ruga pentru altceva. Toți se rugau Domnului pentru el. Și se rugau pentru asta. Și pentru nimic altceva. Asta înseamnă când biserica, frații, când familia se unește și au o țintă comună. De asta noi dăm, în general, îndemnurile la rugăciune nu trebuie să fie predici. Și trebuie să fie doar să enunți, să spui, ne rugăm pentru asta, dai direcția, să spui, ne rugăm pentru evangelizare, ne rugăm pentru misionari, ne rugăm pentru cor, ne rugăm, doar dai direcția, nu trebuie, dacă poți să explici ceva, e bine, nu trebuie neapărat o predică. Dar atât, cineva să dea direcția și biserica să spună, acum ne rugăm, că noi ne putem ruga pentru un milion de cauze. Dar din acele milioane de cauze care există, tu poți alege una, două, trei și spui, acum ne rugăm pentru asta. Și biserica se focalizează pe o cauză. Și acolo Domnul dă minuni. Pentru că asta înseamnă unitate. Să ai același țintă, să ai aceeași acțiune. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Împărtășim și același loc și același timp de închinare. Asta înseamnă părtășie. Și de asta e important să faci parte dintr-o biserică. Să faci parte dintr-o biserică, să mergi în același loc, biserica, toți erau împreună în același loc. Și eu nu cred că Biblia pune așa la întâmplare, n-a avut ce face, hai să scrie și el în același loc. Nu, puteau să fie în alte locuri diferite. Dar a spus, erau împreună în același loc. La același timp. Și asta înseamnă unitate, asta înseamnă părtășie. Și eu vreau în seara aceasta să invit pe cei care încă nu s-au trecut membri ai bisericii. Eu nu vă spun veniți la noi, dar eu vă spun un lucru foarte simplu. Integrați-vă într-o biserică. Implicați-vă într-o biserică. Îmi vei spune, nu, dar eu vin aici. Da, e adevărat, vii, dar pierzi din beneficii. Când în momentul în care nu ești nicăieri înregistrat, nimeni nu te are în evidență, nimeni nu știe de tine, nimeni nu are responsabilitatea asupra ta, nimeni nu are autoritatea asupra ta, nimeni nu are niciun drept asupra ta, tu n-ai nicio obligație, n-ai nicio responsabilitate, vreau să spun ceva din părtășie, s-a pierdut. E, scuzați-mi, poate exemplul, dar e ca și în concubinaj, da, totul e ca în familie, numai că în momentul în care îi se cășună, a plecat, că nimic nu leagă, nu mai cheltuie nimic. Și cam, din păcate, pot să spun așa, concubinat spiritual, cam mulți au cu Domnul. Adică fără hârtii. Da, stăm împreună, dar fără hârtii, ca să fie simplu, că, na, de ce după aia să mai cer hârtie când plec undeva, mai știe cineva de mine, las că merge și așa. Că ce e important, că împreună suntem aici. Nu, lui Dumnezeu îi plac lucrurile serioase, un legământ, legământ, căsătorie, căsătorie, când ești membru într-o biserică, îți asumi asta, ai făcut o cerere, intri, te integrezi, ești responsabil. Altfel, așa, un pierde vară, las că sunt și eu acolo. Ultimul lucru cu care închei, noi împărtășim ca și comunitate și trebuie să împărtășim, dacă vrem împărtășirea bisericii,
aceeași soartă, același destin. Viața veșnică. Se citeam Psalmul 133. Acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Pentru că trebuie să fii foarte atent la părtășie. Cu cine ai părtășie? Unde ai părtășie? Cum ai părtășie? Pentru că toate astea, grupul cu care mergi, ajunge undeva. Și nu e adevărat că ecumenismul cam asta promovează. Spune cam așa, Dumnezeu este vârful unui munte. Și acum, de pe o parte a muntelui pleacă musulmanul, dar el ajunge tot la Dumnezeu. Din altă parte pleacă hindusul și el ajunge la Dumnezeu. Dintr-o parte pleacă creștinul și el ajunge la Dumnezeu, dintr-o parte mai pleacă nu știu cine și ajunge la Dumnezeu. Important e că toți avem un Dumnezeu și ajungem acolo. Vreau să spun că această teorie noi nu o împărtășim, nu suntem de acord cu ea și noi spunem că la Dumnezeu, spre cer, există o singură cale, Iisus Hristos. Și Dumnezeu, Iisus Hristos locuiește într-un singur loc, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, ceea ce noi numim biserică. Și în momentul în care tu nu ești implicat într-o biserică, în momentul în care tu nu ești activ într-un grup pe care să-l poți numi biserică locală, să nu părăsim adunarea noastră, cum unii obicei spunea Pavel în Evrei, în momentul acela tu, de fapt, ratezi veșnicia, că asta e cel mai important. Aici nu vorbim despre fericire, că ai un grup, te simți bine, împlinit, participi și tu, asta e, nu te poți duce în altă parte la distracții duminică, dar vii și tu la biserică, te bucuri, te mai întâlnești cu unul și cu altul, relaționezi, socializezi, oamenii au nevoie de socializare. Nu e vorba doar de socializare și de a sta bine, de a te găsi bine, că îți place ce auzi, că cineva până la urmă ți-ai cumpărat o haină și te vede bine, te apreciază, îți face un compliment, ți-ai luat o mașină și are cine să o vadă, te știe, că așa treci cu mașina, nimeni nu te știe, n-ai realizat nimic. Dar așa măcar vede cineva mașina ta, vede cineva haina ta, rochia ta și te apreciază, că unii cam asta urmăresc. Dar până la urmă e ceva mai mult dincolo de toate astea. Vorbim de veșnicie, vorbim de rai sau iad. Și e foarte important cu cine te unești. Spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești și continui eu ca să spun unde ajungi. Pentru că dacă te însoțești cu hoții, cu mincinoșii, cu glumeții, cu depravații, cu cei din lume, vrei, nu vrei, vei ajunge în iad. Chiar dacă te numești creștin, chiar dacă mai vii din când în când la biserică. Dacă îți place mai mult părtășia cu cei de pe la televizor sau de pe internet sau nu știu de unde și cu păcătoșii și cu păcaturi și cu altele și nu-ți place părtășia în adunare și aici te plictisește, este o mare problemă. De aceea eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Rugăciunea este cheia părtășiei. Și vrem să ne rugăm Domnului, Dumnezeu să ne lumineze. Să ne aducem aportul și să vedem noi ce am făcut ca și familie, noi ca persoane, noi ca biserică, să facem mai mult pentru a crea părtășia adevărată. Cu Dumnezeu, dar apoi cu frații care împărtășesc o credință de același preț. Care împărtășesc același Dumnezeu, aceeași credință, aceleași principii de viață, aceleași valori morale, care împărtășesc aceleași idealuri, aceleași convingeri, aceleași emoții, aceleași proiecte, același timp și loc de închinare, care până la urmă, coroana tuturor, vor împărtăși într-o zi același destin, aceeași soartă, raiul lui Dumnezeu, la masă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului și să mulțumim. Amin.